Și-a aflat că este însărcinată cu mine în ziua nunții. Da. Oh, ce frumos! Așa cum e. Ați aflat și ce ați simțit? Câtă surprindere! Eu mă bucur că vă întâlniți aici la emisiunea Sub Lupă. Păi, dar asta vorbă despre lucrurile astea. Nu. Că acum chiar e... Ia vă rugăm să vorbiți așa. Deci ați aflat despre... Da, ei s-a făcut rău, pe urmă, după nuntă, Mihaile. Da, în biserică, de fapt, în biserică. Așa. A continuat nunta și, pe urmă, da, a descoperit că venise bebe. Venea bebe. Bebe fiind băiat, de fapt. Ce ați simțit? Ia uite, ați fi vrut bebe fiind băiat. Bebe a fost băiat până în ziua nașterii. Da. V-ați dorit un băiat? Da. Păi dacă așa mi-a zis nebunul ăla de doctor. Așa v-a zis, nu? Da. Domnul Alexandru, aveți un băiat extraordinar și tot ce trebuie. Adică, oh, bine, domnul doctor. Oricum, să aveți certitudinea că nu ați fi fost iubit nici 10% din cât vă iubește Alina. Pentru că relația asta dintre tată și fiică este ceva colosal. Eu știu de la Smaranda, spre exemplu, cu taică său. E ceva, se contopesc într-o singură privire și vezi așa cum izbucnește dragostea, dănăvală, e ca o lavă a unui vulcan. E adevărat. Așa este. Și ce ați zis când ați aflat că, de fapt, vă așteptați să vină feciorul și a fost o fetiță? M-am certat cu doctorul. Te-a luat pe doctor de gât. Ce i-a zis Mariana? Și eram, luase o nebună de aia de acolo, de la spital. Eu acum vorbesc, de obicei nu vorbesc așa, dar mă simt atât de relaxat. Da, păi așa trebuie, da. Că așa era, așa au stat lucrurile. Așa, ce i-a zis doctorului? Eu zicea aia, Marine, că știau, era acolo lângă mine, uite... Acum naște nevasta. Bine, haide, vrei să bei ceva? I-am zis lui aia, că da, dă-mi bani. Și-a luat o sticlă de vodcă și a venit cu sticla de vodcă, vrei și tu, dă-și-mi o gură, eu. Băut și, urmă, aia, l-alta a băut ea vodcă, aia se duce dracu repede, gata, băiat. Urmă, vine înapoi, că nu e al tău, nu e, altă naștere. Iar s-a dus aia, că gata, e băiat. Extraordinar. Da, și, urmă, a venit doctorul. Domnul Alexandru, îmi pare rău, dar să știți că... Nu e fetiță. Și m-am dus la... Bine, toate emoțiile alea și... Da, s-au strâns. Și Mihaela era foarte... Mi-a arătat-o, pe urmă. Mi-a plăcut și de mine. Și i-a zis, uite, vezi ce frumoasă e? Și i-a zis, nu e frumoasă. Extraordinar. Și aia plângea, Mihaela, și nu poți să fie așa. Asta a fost, așa s-a întâmplat. Dar după care... Aveți să vă reproșați ceva? Cred că singurul lucru care l-aș reproșa, ce-mi vine acum în minte și în suflet și... Poate că dacă s-ar mai fi întâmplat odată lucrul ăsta, dacă aș mai avea posibilitatea, cred că aș sta mai mult cu ei. Cred că le-a lipsit foarte tare acest lucru și... N-aș mai face. Probabil că aș renunța la multe chestii în sensul că... Atâta muncă care am avut-o eu foarte comprimată de vreo 30 ceva de ani, da, 30 ceva de ani, mai ales de când intrasem și cu maestru Gheorghe Zamfir și cu atâția artiști care și tu îi știi foarte bine, și nu prea am stat cu ei. Și n-am putut măcar să le ofer mai mult de o vacanță pe an, de o săptămână. Asta a fost cam tot ce am putut eu să ofer eu, din punctul meu de vedere fizic, vreau să spun. Adică să stau cu ei. Alina are o astfel de suferință, că nu degeaba a lăcrimat așa la început, când ai zis, nu, eu nu l-am avut pe tata. Da, păi, dacă mă mulțumesc și pe mine, pentru că asta reproșez eu. Dar în același timp n-am făcut-o decât să aibă ei cam tot ce le trebuie, asta să știe, și nu dau, cum vreau să vă spun, că și pentru meseria mea. Pentru că o iubesc foarte tare. Când aveam vreo 6 luni, până la 6 luni, nu știu, când am scos primul cuvânt, eu nu îi spuneam lui tata. Îi spuneam unchiului meu.
Lui spuneam nenea, pentru că eu nu știam. Nu mă el vedea. Era atât eram... de mult plecat de acasă încât eu nu știam că el e tata. Veneam să zic, vă zic repede oricum trebuie să vorbească ea. 3 săptămâni, veneam 3 zile, iar plecam o lună, iar o săptămână. 6 luni? Da. Unde o lună? Unde 6 luni? În afară? În străinătate. Da. În străinătate. Da. Trebuie să le spun telespectatorilor că am avut un pretext pentru această ediție și am rugat invitații să aștearnă câteva rânduri de mulțumire unul altuia, ei neștiind unul de celălalt. Și am să o rog pe Alina, în următoarele momente, să dea glas acestor gânduri așezate, acestor rânduri, adresate tatălui, cu cea mai mare dragoste. Alina... Acum e declarație de dragoste, exact, da? Este declarație de dragoste. Poți să te uiți la mine. Cea mai frumoasă. Și acum fericirea, iată. Tata mi-a oferit cel mai mare dar pe care îl poate primi cineva. A crezut în mine. Dacă i-ați deschide portofelul, ați vedea acolo poze cu mine și mama. Nu mă pot gândi la o dorință mai puternică din copilărie. Asta chiar e. Decât aceea în care așteptam să ajung acasă pentru a mă strânge în brațe. Gata. Este eroul meu, nu pentru momentele de fericire petrecute, nici pentru felul în care m-a învățat ce e bine și ce e rău, nici pentru îmbărățișările și dragostea oferită în fiecare zi, și pentru că a iubit-o și iubește pe mama, făcându-mă părtașă la cea mai frumoasă poveste de dragoste. M-a ascultat atunci când nimeni nu avea răbdare să o facă. M-a înțeles atunci când păream de neînțeles. M-a îmbrățișat când m-a văzut plângând, fără să fie nevoie de cuvinte. S-a sacrificat pentru noi, fără să ne facă să simțim asta. A fost mereu acolo când am avut nevoie. Am avut o copilărie minunată datorită lui. M-a legănat, plimbat, cântat și iubit așa cum sunt, cu mofturile mele, cu pretențiile și exagerările de care am făcut dovadă, ca orice fetiță alintată. Am parcurs un drum ușor pentru că mi-a fost alături și îmi doresc ca într-o zi să pot întoarce toți anii aceștia în care m-a făcut să mă simt asemeni unei prințese. Sunt cea mai norocoasă pentru că am cel mai bun tată din lume. Toate cuvintele din lume nu pot exprima ceea ce simt pentru tine și câtă dragoste îți port. Pentru ceea ce sunt astăzi, îți mulțumesc. Așa e, Alina rămâne ascunsă undeva în vioara, în cutia de rezonanță a viorii lui Marian Alexandru. Niște șervețele o să vă rugăm să ne aduceți și până când vor ajunge, cum e, maestre? Că din afară e emoționant. Și dacă v-ați ținut așa de gâtul viorii ca să nu curgă lacrima aceea. N-aveam am văzut că ați început să tactați. E greu. Da. Am feeling-uri mixte în toate sensurile astea. Ce spuneam și mai devreme, mă bucur că ei nu le-a lipsit nimic, dar regret că n-am stat mai mult cu ei. Vorbeam la început de legături indestructibile între tată și fiică și dacă pe Alina deja am auzit-o într-o declarație, într-un monolog al inimii, ca să zic, adresat tatălui, maestre, pentru că v-am văzut cum vă sprijineați așa pe vioară ca să nu vă curgă o lacrimă, trebuie să dezvăluim telespectatorilor că și dumneavoastră la rândul vă ați scris câteva rânduri adresate Alinei, dar o să le dau eu glas asta ca să știm că le ducem la bun sfârșit. Da. O să încep eu să citesc. Și dumneavoastră doar să vă uitați în ochii Alinei.
Fiica mea, când erai mică și te găseam dormind, te sărutam pe frunte și te rugam să mă ierți că nu ți-am fost aproape când ai adormit. Și lângă tine închideam ochii încercând să-ți văd destinul. Și vedeam fata frumoasă de acum împrăștiind bucurie. Iar din public, cineva spunea: o vedeți pe fata asta, e fata unui lăutar bătrân. Îl chema Marian. Da, eu sunt Marian, acel lăutar care a îmbătrânit. Azi e rândul tău. Îndeplinește-ți visul și cântă ca nimeni altcineva pe pământ. Zboară acolo sus, dar nu uita să vii și cu picioarele pe pământ. Cel mai mult la un spectacol de circ mi-a fost teamă de cei care făceau echilibristică. Un pas greșit și sunt în cădere liberă. Poate, într-o zi te va cuceri chipul frumos al unui prinț. În acea zi vei fi acel echilibrist pe sârmă, iar căderea va fi inevitabilă. Dorința mea este să înțelegi cu adevărat ce am vrut să-ți spun. Am îmbătrânit, Alina. Nu vreau să te întristez. Uită-te însă în oglindă din când în când. Acolo vei vedea trăsăturile mele. În venele tale curge sângele meu. Chiar și atunci când sângele nu va mai curge prin vene, să nu uiți că Marian a fost tatăl tău. Nu am fost un înger, dar am încercat. Am încercat să fiu om. Încearcă și tu. Vă rog să-mi iertați emoția că pe alocuri am avut așa mici întreruperi. Nu sunt decât niște rânduri care transmit poate prea puțin. Câteodată nu găsim cuvintele potrivite pentru starea pe care am trăit-o și fiecare știe prin ce i-a trecut inima de-a lungul anilor, așa cum spuneam, cu muncă, cu trudă și cu toate astea, dirijorul iubit Marian Alexandru, violonistul îndrăgit și foarte apreciat, invidiat, așa cum am zis pe alocuri, că sunt mulți care vă răvnesc locul la care ați ajuns în societate, e atât de sensibil. Nici nu am acum unul de înveț. Poate mă ajută Alina să vă zic, m-a emoționat foarte este... tare, vorbesc serios. Și pentru mine e o surpriză acum, că eu nu prea-l văd pe tata să plângă.